În blocurile sociale de la Gura Văii, mai mult de 80% din locuitori trăiesc din mila statului, ajutoare sociale, cantină socială sau alocații. Profilul asistatului social este următorul: persoană între 35 și 45 de ani, aptă de muncă, are mai mulți copii și de cele mai multe ori nu are școală sau calificare profesională. Un loc de muncă undeva ați căutat? Aveți pregătire? Nu. Ați fost la vreun interviu? V-a chemat cineva? Ați depus un CV? Nu. Ce fel de pregătire aveți? Cu ziua, poșir, poșir. Aveți o meserie, școală? Nu. Ați depus un CV pe undeva? În construcții sau? Nu, n-am depus. Dar nici nu pot, că am fetița. De ce ține statul cu dinții de asistații sociali? Răspunsul este unul simplu. Pentru că la nevoie, aceștia formează masa de manevră electorală. E multă, foarte multă lume aici, săracă. Și nu avem din ce să trăim. Deciziile de a mări numărul asistaților sociali nu sunt pe placul celor care muncesc zilnic pentru a-și câștiga existența. Guvernul și statul trebuiește în primul rând să găsească posibilități ca acei asistați sociali să lucreze, să lucreze locuri de muncă, să se ocupe de ei, să îi încadreze în câmpul muncii, nu să stea să primească banii de la stat din spinarea câtorva care muncesc. Cu toate acestea, numărul asistaților sociali este în continuă creștere. Din noiembrie și până în prezent au fost înregistrate încă 500 de dosare care au intrat în plată. Statul achită doar în Mehedinți cu aproape 200.000 de lei mai mult pentru noi beneficiari. Prin legea 166 din octombrie 2012 s-a exceptat de la venitul luat în calcul al familiei alocația de întru susținerea familiei și bugetul complementar pentru persoanele cu handicap. Deci, practic, veniturile luate în calcul sunt mai mici decât înainte de apariția acestei legi și de aplicarea ei. Acest lucru a condus la o creștere și a cuantumului pentru persoane în această situație, dar a condus și la creșterea numărului de beneficiari. În Mehedin se plătesc peste 1 milion de lei pentru ajutoarele sociale. Suma reprezintă 40% din cheltuielile pentru prestații sociale.